Odată cu anunțarea candidaturii sale inevitabile pentru funcția de primar al municipiului Galați, președintele organizației județene ALDE Galați, Eugen Durbacă, a făcut încă un anunț surpriză. Partidul are o poziție din ce în ce mai bună în sondajele de audiență politică și țintește procente de partid puternic de 22-23%, care atrag lideri politici și de la un partid mamut cum este PSD. Una dintre cele mai noi achiziții de astfel de lideri politici este Nicolae Bacalbașa, care a plecat din PSD și s-a înscris în ALDE și va concura pentru funcția de lider maxim la Consiliul Județului. Domnule, la funcția de președinte, noi avem deja, am uitat să vă spun, ieri s-a înscris la noi domnul Bacalbașa. Deci îl susținem pe domnul Bacalbașa. N-ați reușit să fiți convingător. Păi dar nu, mi-a luat-o domnul Dima înainte și a spus, domnule, eu nu vin cu păcăleli. Și atunci, sigur că dacă nu spunea așa, o spuneam de la început. Dar așa. Poftiți, da. Domnule, recunosc că eu sunt prieten cu domnul Bacalbașa. Pe domnul Bacalbașa, în anul 2000, eu l-am băgat în politică. Ca atare, eu, față de prietenii mei, nu mă dezic niciodată. Adică îl veți susține pe mine? Nu. Avem noi candidații noștri. Vorba de noi, nu suntem toți la fel. Suntem toți prieteni. Sigur. Dar nu, nu, nu. Eu, nu. Eu de prietenii mei vorbesc de bine, prietenii sunt prieteni, ți-i alege așa cum sunt. Eu nu mă dezic, indiferent dacă e un prieten, merg cu el până la capăt. Dacă e prieten, dacă nu e prieten...